Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule, Sfânt și slăvit ești, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă ție, Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, depărtează demonii și stinge viclenia lor, revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui, copacii și viile să-și dea de plin rodul lor, femeile să fie dezlegate, acestea și toată lumea, mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești și dezleagă-mă pe mine, împreună cu toate ale casei mele, de legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei. Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea preasfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine, nevrednicul slujitorul Tău, și dezleagă-mă de toate legăturile satanei, și dacă sunt legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau un alt chip, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, sau de animal, sau ghiare de pasăre, sau prin șerpi, sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Dezleagă-le pentru totdeauna în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum toate lucrările magiei și păzește-mă cu toate ale casei mele de uneltirile diavolești. Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei. Așa, Doamne, auzi-mă pe mine și dezleagă-mă de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia și de toate rătăcirile și greșelile știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!